noapte agitată în Câmpina, unde echipe de muncitori au lucrat neîncetat pentru demolarea podului ce lega municipiul Câmpina de Poiana Câmpina. În urma acestei intervenții a fost blocată o porțiune de pe DN1, astfel că traficul a fost redirecționat în orașul nostru. În urma acestei intervenții, din păcate, câteva zile, traficul va fi prin orașul nostru unul mai complicat. Totuși, deși un simbol al muncii în trecut, acest pod nu a mai fost folosit de ani de zile și s-a decis în final demolarea acestuia. Iată ce cred și ce știu câmpinenii despre demolarea acestui pod. Ce părere aveți despre demolarea podului de la Poiană? Este un lucru foarte bun și ar trebui și asfaltată calea ferată acolo la unde face spre Marin. Era în pericol să cadă, Doamne ferește, pe alte mașini. Cred că trebuia numai să țină de treabă, să nu rămână așa 2-3 ani de zile. Trebuia demolat pentru că era un pericol pentru DN1. Putea să, grinzele de acolo putea să cadă pe mașini. A avut un pilon care a fost pe sare, sarea s-a topit și s-a lăsat în jos. Trebuia de mult de rămat ala, că perească Dumnezeu, putea să întâmple orice minune acolo. Ce părere aveți despre redirecționarea traficului prin orașul nostru, practic, unde acum este puțin mai aglomerat? Se merită. O zi, două, trebuie să înțeleagă lumea, să suporte. Orice lucru bun, suportăm. Traficul este foarte greu acum, că este închis, trebuie să zona ocolitoare. Da, eu o să fie un pic mai trafic, mai intens, pentru că asta e situația, e ceva normal să fie. Bine că face, bine că se mișcă. Ceva. Pe parcursul nopții, câmpinenii a asistat la un moment de tranziție, dar și un angajament pentru progres. Așadar, încheiem cu gânduri de solidaritate și încredere în capacitatea noastră de a face față provocărilor și de a crea împreună un viitor mai luminos. Fiți în continuare cu ochii pe știrile care apar, pentru că fiecare noutate, fiecare schimbare aduce cu sine oportunități și lucruri din care învățăm cu toții. Noi vă așteptăm data viitoare la o altă ediție a emisiunii noastre.